Ne aflăm în Duminica de înainte de Florin, Duminica a cincea a Apostolului Mare, după Duminica a treia a Sărbătorii Sfintei Cruci. Părinții Bisericii ne pun înainte pe doi sfinți, Sfântul Ioan Scăraru și Sfânta Maria Egipteanca, sfinți la căror viață stăruie să privim cu luarea minte, ca să înțelegem că tot ceea ce privește spre crucea lui Hristos, tot ceea ce și ia în serios sufletul său și nu trăiește cu nepăsare relația lui cu Dumnezeu, se înfrumusețează, devine un om frumos, devine un om din a cărui viață și înțelepciune ne putem hrăni toți ceilalți și la a cărui viață suntem chemați să urmăm, să râvnim, pentru că este o viață care aduce nu doar pace, ci și putere. Și din puterea Sfinților ne împărtășim. Atunci când ne rugăm lor, atunci când ne închinăm moaștelor lor, atunci când simțim binecuvântarea lor în rugăciunile noastre. Sfântul Ioan Scăraru a fost călugăr, viețuind în mănăstirea Sfânta Ecaterina, devenind și stareț al acesteia. Cel care a scris celebra scară, publicată la noi în rândul Filocaliilor, într-o traducere minunată a Părintelui Dumitru Stăniloae, pe care vă îndemn să o citiți. Gândind urcușul duhovnicești ca pe o scară cu multe trepte, care odată câștigate, dau omului o experiență și o creștere cel apropie de Dumnezeu. Este scris în imagini plastice deosebit de frumoase, ușor de citit, dar mai ales minunându-ne de experiența de viață pe care a avut-o. A devenit un călugăr și un stareț pe care îl cercetau mulți alți monahi pentru înțelepciunea lui, se mai spunea și Ioan Scolasticul, pentru că venise în mănăstire după o temenică învățătură în școlile acelui timp, un om născut din părinți cărturari, din părinți avuți, și care și-a împlinit menirea de călugăr. Călugăr, etimologic în greacă, aceasta înseamnă calogheron, înseamnă bătrân frumos. În mănăstire totul se făcea despre cu binecuvântare și Sfântul Ioan Scăraru accentuează rolul binecuvântării în viața omului. Sfânta Maria Egipteanca, pe care o prezumim astăzi, a trăit multă vreme nu doar în afara binecuvântării, ci într-o viață de păcat. Viața ei este pusă înainte în săptămâna a cincea și la canonul cel mare atunci când se citește în întregime. Ceea ce ne arată încă o dată că în biserică suntem chemați să luăm aminte la pilda vieții ei. De altfel, și Sfântul Ioan Scăraru și Sfânta Maria Egipteanca au și zile de prăznuire în calendar, unul 30 martie, celălalt 1 aprilie, dar s-a considerat că înainte de a se fi mutat prăznuirea lor, în mod special în aceste două duminici, viața lor trecea aproape neînsemnată. Sfinții în post se prăznuiesc cu mai puțin fast, cu mai puțină slujire decât în celelalte perioade ale anilor. De aceea, de cele mai multe ori, bisericile nici nu poartă hramul lor. Și s-a considerat că în aceste duminici, în întreaga ortodoxie, se pune un accent deosebit pe viața lor. Sfânta Maria Egipteanca, a cărei viața este deschisă de Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, a avut o viață de păcat în sensul că, din tinerețe de la 12 ani, când încă nu înțelesese bine ce este viața, a trăit o viață de curvie, de desfrânare. Fără limite, fără înțelegere și într-o vreme Apostolului Mare, chiar la închinarea Sfintei Cruci, a trăit ca o minune faptul că nu putea să intre alături de ceilalți oameni să se închine și ea Sfintei Cruci. Și momentul în care s-a rugat și a făcut un legământ înăuntru inimii ei, legământ pe care numai ea în gândul său îl cunoștea, dintr-o dată puterea care o oprea, acum parcă îi înlesnea intrarea. Și a înțeles că nu era ca o minune, ci era cu
cu adevărat o mare minune și că legământul ei fusese ascultat. Și a înțeles ceea ce trebuie să înțelegem noi toți, că ceea ce punem în gândul nostru către Dumnezeu este ascultat și știut. Ba mai mult, gândul pe care îl avem în inimă face ca Dumnezeu să lucreze altfel cu noi. Nu doar fapta în sine contează, ci și cu gândul cu care facem un lucru. Poți să ajut pe un om cu silă, sau pentru că stăruie prea mult, sau pentru că nu am încotro, sunt consens de vreo împrejurare, sau pot să-l constrâng cu gând de dragoste, compătimind o durere și o nevoie a lui. Fapta în sine este aceeași, dar gândul cu care o fac atrage altfel privirea și lucrarea lui Dumnezeu în inima mea. Altfel atragem întâlniri în viața noastră, dacă gândul cu care primim acele întâlniri este un gând înțelegător și știm că nimic Dumnezeu nu pune întâmplător în viața noastră. Dacă chiar nedreptățile pe care le trăim le descoperim cu un sens ascuns al lui Dumnezeu în viața noastră și asta ne face să ne îmbogățim chiar și din cele părute rele. Încât iată, odată pus acest gând ca un legământ, Sfânta Maria Egipteanca a început să trăiască altfel. Unde la început era un om lesere disprețuit și disprețuită chiar de bărbații care le oferea plăcere și care în această ușurătate a ajuns să disprețuiască pe cele ce fac aceasta. Dacă înainte era un om care nu se respecta ea însăși pe sine și nici cuvântul ei și nici felul cum arăta, a ajuns după ani întregi viețuire în pustie cu rugăciune și cu luare aminte și credință adusă lui Dumnezeu să fie făcătoare de minuni, încât un cuvios Zosima, văzându-o, s-a închinat ei pentru că vedea în ea lucrarea lui Dumnezeu. Un om care a viețuit ani îndelungi în pustie, fără frică de animale sălbatice, păzită de harul lui Dumnezeu, mâncând temir ce, dar cu putere de gând care a făcut-o atunci când se ruga să plutească deasupra pământului. Iată că ea însăși a devenit un om frumos și biserica ne-o pune înainte, iubiți credincioși, nu pentru că ar trebui ca și noi să trecem prin păcate și prin rătăciri de orice fel, ca să devenim adânci precum Maria Egipteanca a devenit, înțelegând minciuna și deșertăciunea plăcerii și a deșertăciunii lumii. Ci dându-ne să înțelegem că și atunci când omul a făcut greșeli mari sau păcate mari, chiar și atunci se poate întoarce dacă gândul este puternic înaintea lui Dumnezeu. Am putea face comparația cu păcatul curbiei în care a fost Maria Egipteanca sau cu păcatul beției în care vedem că oameni de multe ori nu se mai pot întoarce. Am putea face comparația cu ceea ce înseamnă drogurile în zilele noastre. O experiență terifiantă, o experiență cumplită pentru cel care o trăiește și căruia îi se face silă de multe ori de viața pe care o trăiește. Drogul devine momeala din undiță, prin care este pescuit zi de zi, în care nu mai contează nici cinste, nici bani, nici nimic din toate acestea, ci doar acea plăcere pe care o are de procurat și în care el însuși nu mai crede. Și dintr-o asemenea experiență greu se întoarce omul. Am putea spune aproape cu neputință. Viața Sfintei Maria Egipteanca care este pusă înainte ca să înțelegem că este cu putință. Chiar și din acel iad al unor dependențe cumplite, e cu putință ca omul să se întoarcă și să se înfrumusețeze. În credințele politeiste vedem că zeii erau invidioși pe orice bine al omului. Prometeu, atunci când fură lumina ca să le descopere oamenilor, să le facă viața mai tihnită, este prins de zei, înlănțuit pe o stâncă și ficatul este sușiat, neîntrerupt de către vulturi, într-un chin atroce, pentru că a îndrăznit să descopere oamenilor prerogative pe care doar zeii le aveau. Invidioși pe orice sporire a omului.
Și chiar și această inspirație este una demonică. Există un singur Dumnezeu, Cel care ni s-a întrupat. Iisus Hristos, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și Dumnezeu care nu numai că nu este pismaș pe o înfrumusețare a omului, ci chiar îl vrea curat de toate patimile sale. Chiar vrea să ne mângâie de toate bunătățile pământului. Și care minunat a înfrumusețat lumea atât de puternic, putea să o alcătuiască doar în culori de alb și negru, putea să o alcătuiască în chip sărac, dar însăși lumea pe care o trăim ne descoperă că o vrea bogată, o vrea curată și vrea să ne descopere chipul său cât mai adânc imprimat în noi. Dumnezeu ne vrea frumoși. Dumnezeu ne vrea puternici. Și omul care se apropie de Dumnezeu se schimbă în acest fel. Spunea Sfântul Siluan că a văzut intrând în mănăstire oameni cu chipul deosebit de frumos. Venind dintr-o viață cumpătată, poate în lume, dar netrăind culoarea minte la ei înșiși, ba chiar săvârșind păcate în mănăstire stând, chipul lor s-a sălbăticit și s-a urâțit. Și invers spunea, am văzut oameni simpli, țărani, venind uneori la mănăstire, fără prea multă credință, dar descoperind aici credința cea adevărată și începând să se apropie de Dumnezeu cu luare aminte, s-au înfrumusețat, chipurile aspre de pe fața lor s-au curățit și au devenit oameni de care ți era drag să stai. Despre Sfântul Siluan însuși, țăran simplu, cuviosul Sofronie, om școlit la școlile de artă ale Parisului, spunea că avea trăsături princiare aproape, gesturi de un rafinament pe care puțin le învață în familii princiare și pe care le făcea într-un chip firesc fără să le fi învățat în vreo politețe cultivată îndelung în casele oamenilor. Dumnezeu când se apropie de om îi schimbă inima și privirea. Și acest gând puternic din inimă este cel care întărește relațiile între noi. Atunci când privesc pe om, când îl îmbrățișez, dacă inima mea este adevărat primitoare de om, acela va simți. Dacă doar o îmbrățișare formală, dacă doar o curtoazie legată de vreo petrecere sau vreun chip sărbătoresc, omul iarăși va simți. Și ne vom îmbrățișa mult, dar nu vom simți niciun pic de dragoste, niciun pic de adâncime în relațiile noastre. Să revenim așadar acestei frumuseți adevărate pe care Dumnezeu vrea să ne împărtășească, acestei bucurii și adâncimi, pentru ca și noi să ne schimbăm. Pentru aceasta, iubiți credincioși, avem viața acestor doi sfinți pusă înaintea noastră. Ca să înțelegem că odată ce revenim această frumusețe și o cultivăm în sufletul nostru, ea chiar se imprimă asupra noastră. Și pe aceasta nimeni nu ne va mai lua. Casa se poate surpa. Iată, până și biserica poate să ardă. Mașina se poate accidenta. Dar chipul feței noastre este cel care se imprimă în suflet și cel cu care vom trece de lumea aceasta. Biserica insistă să-i prăzuim pe sfinți și pentru aceasta, pentru că răutatea omului necinstitor și necredincios, odată cu moartea lui, nu mai are putere. Pe când, odată cu moartea celui sfânt, mai mult oamenii își dau seama ce au pierdut. Și sfântul, murind, nu încetează să lucreze în inimile celor care îl slăvesc pe el. Sfințenia nu are sfârșit și bunătatea nu are sfârșit și nu încetează cu moartea aceasta. Să punem așadar la inimă viața acestor doi sfinți, să ne rugăm ca și noi să urmăm lor, să ne înfrumusețăm inima și chipul și privirea, să lucrăm în adevăr și iubire și vom vedea minuni în jurul nostru. Arzi biserica,
în comunitatea dumneavoastră. Și îndeoseb și pentru aceasta n-ar prea Sfințitul a rânduit ca să slujesc astăzi aici. Și ca un părinte care are mai mulți copii, dar asupra celui nevoie se apleacă mai întâi, tot astfel și gândul înaltului se leagă față de parohiile care au mai multe nevoi, s-a considerat că aceasta are mai multe nevoi acum cu această durere. Avem însă nădejdea ca această durere să fie spre o înfrumusețare mai mare, spre o biserică mai frumoasă și mai trainică. Și avem încredințarea că Dumnezeu va lucra asta și este cu putința aceasta. Vă rog și pe dumneavoastră să ajutați pe cât cu putință la aceasta, să-l ajutați pe părintele, să vă sfătuiți cu el ce este de trebuință, ce consideră că este prioritar. Și să încercați să luați binecuvântare, pentru că scopul bisericii este nu doar să fie frumoasă, nu doar să ne bucurăm la slujbă, ci să sfințească viața noastră în toate împrejurările ei. Vedeți, noi sfințim și casele. Și este bine cât mai des să cereți ca preotul să binecuvinteze casa pentru a se surpa orice legătură necurată, orice putere a demonului. Sfințim și fântâna atunci când o construim, să binecuvântăm. Facem rugăciuni și pentru animalele bolnave. Toată viața omului, dacă stă sub semnul binecuvântării, capătă o altă putere și o altă pace. Nădăjduim să împlinim această lucrare, dar cea mai mare nădejde este nu doar să ducem biserica la sfârșit, ci ca în această biserică să fie și mai mulți oameni decât sunt acum în această comunitate și înși să se înfrumusețeze, să se bucure nu doar că au o biserică nouă, ci că în biserica cea nouă sunt slujbe care cheamă să-L cunoască pe Dumnezeu cu adevărat. Mă bucur că sunteți astăzi în biserică. Mulțumesc corului care a cântat atât de frumos și îl îndemn pe părintele să-i cheme cât mai des spre mângâiere a credincioșilor și mângâierile pe care le primim să înțelegem să le împărtășim și noi mai departe, pentru ca bucuria lui Dumnezeu să curgă în viața noastră ca un izvor ce nu se strică niciodată. Dumnezeu să vă binecuvinteze!